Aici avem crucea eroilor neamului și totodată este un indicator pentru Biserica Mărcuța, pentru că aici este strada pe care se intră ca să ajungem către Biserica Mărcuța. Avem și un indicator peste stradă. Uite, avem aici indicatorul pentru Biserica Mărcuța, care este monument istoric de la 1587. Și pe strada asta, uite, cu ce se ajunge. Deci aici avem Biserica Mărcuța, se pare că avem și un eveniment. Deci la capătul străzii. Aici este intrarea la Mărcuța, vedem în curte, curtea este deschisă, chiar aici în față este biserica. Aici este poarta, pe aici intrăm, poarta pentru autoturism era dincolo. Și aici. Aici în față avem biserica nouă, s-a construit recent, însă monumentul e în spate. Avem o alee în spate și trecem pe sub niște porți și ajungem la monumentul istoric. Deci aici este biserica nouă, un eveniment fericit, se adună oamenii, dincolo în partea cealaltă este clădirea cu parohia. Biserica este foarte frumoasă, uite aici este intrarea din spate. Ferestrele au aceste ornamente în jurul lor, iată și turlele. Aici este parcare și dincoace o troiță. Aici avem această troiță care amintește despre eroi, sunt comemorați. Aici lângă biserică, în curte pe lateral. Dacă era soare, era și mai bine. Iar aici intrarea către biserica veche, care este și monument, vedem și gardul, zidul. Deci aici este biserica nouă, așa cu curtea. Și dincoace în spate vedem, deci trecem prin poarta asta și încă o poartă și ajungem la biserica veche. Iată biserica Mărcuța, monument istoric, aici este zidul vechi. Aici poarta pe unde intrăm și deja este o zonă mult mai liniștită acolo și mai calmă. Zidurile astea sunt vechi, sunt întreținute pe cât posibil. Pe aici intrăm. Urmează o curte foarte bogată în vegetație. Aici vedem o curte administrativă, este separată așa de gardul ăsta care este nou, însă zidul din spate este vechi. Curtea asta este foarte plăcută, de fiecare dată când am venit aici era așa o oază de liniște și de verdeață și era foarte reconfortant psihic. Deci pe aici am venit. Asta este curtea asta micuță de aici și aici este următoarea poartă care are un turn mai măricel decât la prima poartă. Da, zidul continuă în partea cealaltă, este această curte care este separată cu gardul ăsta făcut mai nou. Și trecând de această poartă ajungem la Biserica Veche Mărcuța, unde a fost și Mihai Eminescu, a fost o vreme aici. Iată, aici este Biserica Mărcuța, avem și aici un eveniment, astăzi este sâmbătă, este ziua morților. Cam așa arată biserica, aici sunt foarte multe bănci unde ne putem odihni. Aici a fost internat Mihai Eminescu, a fost o vreme, a fost tratat aici. Uite, curtea este foarte frumoasă, sunt multe bănci și iarăși aici este un loc unde nu se aude agitația din trafic. Deși mai în față, la cealaltă biserică, este strada foarte aproape și se circulă. Și pe partea asta cu bănci așa, acolo iarăși avem o arcadă pe sub care se trece. Și asta e biserica. Aici vedem ornamente din vremuri vechi. Biserica nu este renovată de curând, deci este așa cum o vedem. Doar pridvorul aici apare un pic altfel. Aici este curtea din spate de la biserică, aici este ușița care despre altar. Biserica este curtea asta foarte, foarte liniștită și foarte plăcută, uite cu copaci mari și aici deschis este accesul către locul de veci. Iată biserica, ăsta din spate, foarte veche, monument istoric. Deci curtea din spate, înăuntru se află o persoană comemorată.